Bună tuturor! În tutorialul de astăzi vom învăța structura unui program, analizând fiecare linie de cod. Haideți să rulăm programul să vedem ce face. Mergem în build și dăm run. Ei bine, azi vom învăța structura unui program. Deși eu am inclus în codul nostru acest text, azi vom învăța structura unui program analizând fiecare linie de cod, totuși când am rulat, în consolă ne-a apărut doar azi vom învăța structura unui program. Răspunsul este simplu, de ce nu ne-a apărut și textul din prima linie de cod? Ei bine, acesta este un comentariu și nu are niciun efect asupra programului. Este pe un singur rând. Comentariile pe mai multe rânduri se scriu așa. Slash, steluță. Aici începem. Aici vor fi mai multe rânduri. Iar să închidem comentariul, punem steluță. Slash. Comentariile pot fi pe un rând sau pe mai multe rânduri. Le folosim pentru a adăuga explicații sau note ajutătoare. În acest fel ne ușurăm munca. Comentariul poate fi adăugat și în fața liniilor de cod care nu dorim să fie executate la momentul actual. De exemplu, haideți să punem un comentariu în fața acestei linii de cod. Apoi, vom da un build and run, deoarece dorim ca programul să se construiască. Dacă vom da run, va rula programul anterior, nu cel modificat la momentul actual. Dăm un build and run și nu ne apare nimic. Deci, comentariul este adăugat în fața liniei de cod pe care nu dorim să fie executată. Iar cout nu a mai fost executat. Acum cred că ați înțeles mai bine ce înseamnă cout. Cout reprezintă afișarea pe ecran. Vom relua explicația acestei linii de cod pe parcursul tutorialului. După cum am precizat, acesta este un comentariu și nu afectează structura programului. În continuare, diez include iostream. Liniile care încep cu semnul diez sunt directive pentru preprocesor. Acestea nu sunt linii de cod obișnuite ce conțin expresii, ci conțin indicații pentru compilator. În acest caz, diez include iostream, spune compilatorului să includă biblioteca iostream. Biblioteca iostream conține cod deja compilat, pe care noi îl vom folosi în programul nostru. Parantezele unghiulare indică compilatorului să caute în directorul cu fișier untept filele care trebuiesc incluse în program. În cazul meu, directorul cu fișier untept este partiția C, Program Files, Code Blocks, MNGW, Include. De aici, compilatorul meu va introduce filele care trebuiesc incluse în program. Următoarea linie de cod, using namespace std,
STD este un pachet care conține date pe care noi le vom utiliza la crearea programului. Dacă vrem să facem lucruri precum afișarea pe ecran, trebuie să cerem permisiunea să folosim informații din pachetul STD inclus în biblioteca Eostream. IntMail. Această linie corespunde începutului de definire a funcției principale. Funcția main este locul de unde toate programele C++ încep executarea codului sursă. Nu contează unde sunt poziționate în program celelalte funcții cu alte nume date de noi. De exemplu, De exemplu, aici va fi o funcție care calculează area unui pătrat. Aici va fi o funcție care calculează suma a trei numere sau media aritmetică a trei numere. Întotdeauna, prima funcție pe care compilatorul o va executa este funcția main. Iar în interiorul funcției main vom apela celelalte funcții. Este obligatoriu ca toate programele să aibă o funcție main. Ce urmează după main, paranteză deschisă, paranteză închisă, reprezintă declarația funcției. În C++, ce diferențiază o declarație a funcției de celelalte tipuri de expresii sunt parametrii care urmează numele funcției. Despre acești parametri vom discuta mai pe larg în tutorialele următoare. Cele două acolade, acoladă deschisă, acoladă închisă. Conținutul dintre aceste acolade reprezintă ce face funcția când este executată. Aceasta este o declarație în C++. O declarație este o expresie simplă sau complexă care efectiv produce un efect. De fapt, această declarație este singura care generează un efect vizibil în programul nostru. Cout reprezintă fluxul de ieșire, care este de obicei ecranul. Iar scopul acestei declarații, Cout, azi vom învăța structura unui program, este să afișeze o secvență de caractere, în cazul nostru, azi vom învăța structura unui program, pe ecran. Punct și virgulă marchează sfârșitul declarației și este obligatoriu să îl punem după fiecare declarație. Dacă nu, ne va da erori. Despre SINGET am discutat în tutorialele anterioare, iar acesta este adăugat în cazul programelor prea scurte și ne menține consola deschisă până când noi vom da Enter. Return 0 este o declarație ce determină funcția main să se finalizeze. Return este interpretat că programul merge fără posibile erori în timpul execuției. Return 0 e cel mai utilizat mod de a încheia un program în consolă. Acum că știm ce face fiecare linie de cod din acest programel, haideți să vă mai arăt ceva. Vom scrie Cout, azi vom învăța structura unui program. Cout. Și am înțeles ce face fiecare. Și am înțeles ce face fiecare linie de cod.
Dacă la prima rulare am văzut pe ecran, azi vom învăța structura unui program, în mod normal ne vom gândi că textul următor va fi pe un rând nou și am înțeles ce face fiecare linie de cod, exact ca aici. Însă, atunci când vom da un build and run, ne apare totul pe același rând. Azi vom învăța structura unui program și am înțeles ce face fiecare linie de cod. Însă eu vreau să fie ambele exact ca aici, pe două rânduri. Așa că voi pune un backslash n. Backslash n duce tot ce se află dedesubt pe un rând nou. Îl introducem în ghilimele, deoarece este perceput de către compilator precum un șir de caractere. Dăm un build and run. Azi vom învăța structura unui program și am înțeles ce face fiecare linie de cod. O alternativă la backslash n este ndl. Și acesta va transfera ce se află dedesubtul lui pe un rând nou. Însă nu-l mai punem în ghilimele, deoarece nu este perceput ca o linie de cod. Deci, în continuare, în concluzie, backslash n și ndl trec pe rând nou informațiile care se află sub acestea. Adică, și am înțeles ce face fiecare linie de cod, se află sub ndl. Cout nu afișează pe ecran doar șir de caractere. Cout poate afișa și operații aritmetice. Azi vom învăța structura unui program și am înțeles ce face fiecare linie de cod. 12. Vom pune și aici un backslash n. Vom da un build and run. Azi vom învăța structura unui program și am înțeles ce face fiecare linie de cod. Sper că v-a fost de ajutor acest tutorial. Vă sfătuiesc să vă jucați cu afișarea pe ecran, Cout, precum și cu operațiile aritmetice, plus este adunarea, minus scăderea, steluță înmulțirea, slash este împărțirea. Iar dacă vreți să ridicați la putere, de exemplu, 3 la puterea a doua este 9, ridicarea la putere necesită o nouă linie de cod. Sub diez include iostream, vom pune următoarea linie de cod. CMATH. Iar ridicarea la putere va fi cout pow de la putere 3,2. Haideți să vedem acest lucru. Punem biblioteca. Aceasta este necesară pentru a fi recunoscută ridicarea la putere. Dăm un build and run. Sperăm să nu avem greșeli. Nu avem greșeli. Deci, azi vom învăța structura unui program și am înțeles ce face fiecare linie de cod. 5 plus 7 este 12. Pe un rând nou am afișat 3 ridicat la puterea a doua. Cam atât a fost pentru ziua de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați să exersați cât mai mult.